Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră în această dimineață a dus Sfânta Scriptură? Haideți, ridicați Biblia sus. Slavă lui Dumnezeu. Vreau să vă readuc aminte, dacă cumva ați uitat de aseară până dimineață, suntem la o tabără biblică. Da? Suntem la o tabără biblică, ne dorim să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Vreau să spun că cea mai frumoasă muzică care se poate auzi aici la Agota, nu este nici muzica care o putem auzi de la pian, nu este nici vocea noastră care se unește în cântare, ci cea mai frumoasă muzică pe care vom auzi săptămâna aceasta este muzica paginilor care se vor deschide iarăși și iarăși în Sfânta Scriptură. Amin. Amin. Aceasta va fi cea mai frumoasă muzică pe care noi o vom auzi. Și fraților, știți ce ar fi foarte frumos? Când plecăm din locul acesta, să fim în stare să putem să mulipsim și pe cei dragi noștri. Amin. Să fim în stare să ducem muzica aceasta la noi în familie, să ducem muzica aceasta în bisericile noastre, să ducem muzica aceasta oriunde noi vom fi, să îndemnăm pe oameni să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin? Amin. Vă invit să ne plecăm capetele din nou într-o rugăciune. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, noi te rugăm să ne vorbești în dimineața aceasta. Amin. Fii alături de noi în timp ce vom deschide Sfintele Scripturi. Luminează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. În numele lui Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. 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 Aveam să vă invit să deschideți Biblia în cartea Apocalipsei la capitolul 17. Apocalipsa la capitolul 17 pentru aceste minute de devoțional în dimineața aceasta. Apocalipsa capitolul 17 prezintă o putere pe care fiecare dintre noi, dacă vom rămâne credincioși, mai devreme sau mai târziu ne vom întâlni față în față cu această putere. Și vreau să vă spun, frații mei, există două posibilități. Câte posibilități am spus? Două posibilități. Ca noi să ne întâlnim față în față cu această putere pe care noi o vom studia în câteva momente. Și anume, putem să ne întâlnim cu această putere în mod direct și se apropie foarte curând un timp. Când dacă vom rămâne credincioși, ne vom întâlni cu această putere față în față. Dar pe de altă parte, aș vrea să vă spun că putem să ne întâlnim cu această putere cu mult timp înainte. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați auzit de iceberg-uri? Ați auzit vreodată de iceberg? Da. Știe toată lumea ce este acela un iceberg? Da? Da? Iceberg-ul este ce de fapt? Este o bucată mare de gheață care este desprinsă dintr-o altă mare bucată, dar este un lucru foarte interesant legat de iceberg. Icebergul are o mică parte care se vede. Este o mică parte care se vede, dar cea mai mare parte a icebergului, ajutați-mă dumneavoastră, unde este? Sub apă. Este sub apă. Ea nu se vede, frații mei. Și aș vrea să vă spun, iubiții mei frați, de cele mai multe ori, noi adesea privim la aceste lucruri care se văd. La acest pericol care poate să stea chiar în fața noastră și de multe ori noi suntem ori cu privire la marele pericol care este ascuns, dar care este foarte aproape de noi. Ne aducem cu toți aminte de tragedia aceea vasului Titanic. Nu? De Titanic și au fost făcute multe reportaje și mult s-a scris și s-a vorbit despre distrugerea acelui vas pentru că a izbit un iceberg. Și partea de dedesubt a provocat în cele din urmă scufundarea acelui vas. E bine, frații mei, a vrea să vă spun în dimineața aceasta, vom vorbi și noi despre un iceberg. Și a vrea să vă spun puterea pe care noi o vom citi în Apocalipsa, capitolul 17. Această putere pe care noi o vedem descris aici nu este decât nimic altceva partea de suprafață a icebergului. Vom vedea că aceleași principii pe care această putere le prezintă,
aceste principii pe care noi le vedem însumate în această putere, le vedem de fapt prezentate în întreaga lume, ba chiar se pot găsi în inima ta și se pot găsi și în inima mea. Eram undeva în Italia, am povestit lucrul acesta și la tabla trecută, dar mi s-a părut foarte, foarte important. Eram undeva în Italia acum un an și jumătate, cred, am fost invitat într-o biserică să predic Cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce am predicat, vineri seara, sâmbătă dimineață, la prânz, după amiază am fost invitat, frații mei, ca să particip la o întâlnire de întrebări și răspunsuri. Întrebări și răspunsuri. Și frații s-au adunat cu mai mult timp înainte de serviciul divin și au avut întrebări. Și în timp ce eram acolo în sală, aș vrea să vă spun, frații mei, s-a ridicat în picioare o doamnă foarte prezentabilă și avea în mână o mapă, un dosar. Și pe mapa aceea erau scrise mai multe întrebări. Dar prima întrebare suna așa. Frate Andrei, am vrea să ne spuneți dacă Biserica Adventistă de ziua 7-a este implicată în mișcarea ecumenică. Știe toată lumea ce înseamnă mișcarea ecumenică? Da? Este o mișcare care are de-a face cu unirea. Scopul ei este de a duce bisericii la oaltă. Da? Ecumen. Da? Mișcarea aceasta ecumenică de a strânge bisericii. Vreau să spun, aceasta a fost prima întrebare care a fost rostită din sală. Iar eu eram acolo la amvonul bisericii, toată lumea filma, toată lumea a înregistrat ceea ce eu voi spune și oamenii erau pregătiți să vadă ceea ce eu voi răspunde. Și vreau să vă spun, frații mei, în niciun caz nu am spus că nu. Pentru că aceasta nu este de mult, cum să zic, un lucru pe care noi să-l punem undeva într-o parte, să zicem că nu există. Mai ales într-o țară ca Italia. Și frații știau de ce puneam întrebarea aceasta, pentru că lucrurile acestea erau o realitate acolo în Italia. Predicatorii schimbau amvoanele bisericilor. Era un întâlnire unde frații se întâlnesc și participă și se predică astăzi la catolici, mâine vin catolicii la adventiști și tot schimbul acesta, da, interreligios, pentru a aduce bisericile sub o singură platformă. Și am început să arăt din Cuvântul lui Dumnezeu ce spune Biblia. Ce spune Spiritul Profetic despre aceste realități, frații mei, în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Dar aceasta era doar partea de suprafață a icebergului. Și atunci le-am spus, următoarea întrebare care a ieșit imediat din rândul fraților a fost aceasta. Frate Andrei, dar noi avem iezuiți infiltrați în mijlocul bisericii noastre? Avem noi astfel de oameni care aparțin vrăjmașului și care nu doresc nimic altceva decât să distrugă principiile neprihănirii, să distrugă principiile adevărului Dumnezeu. Avem noi astfel de oameni? E, frații mei, vreau să vă spun, în momentul acela am înțeles, iubiții mei frați, uitându-mă la oameni, că deși pun aceste întrebări, ei au o nevoie mai mare. Și atunci le-am spus un lucru. Iubiții mei frați, sunt două tipuri de ecumenism. Câte tipuri de ecumenism? Două tipuri de ecumenism. Există un ecumenism pe față și există un ecumenism ascuns. Există niște iezuiți, există niște oameni care doresc să distrugă Biserica lui Dumnezeu și principiile neprihănirii, dar vreau să vă spun, frații mei, avem și noi niște iezuiți ascunși. Sunt atât de ascunși, sunt atât de infiltrați, sunt atât de, cum să zic, atât de mascați, dar îi avem majoritatea dintre noi, mă adresam comunității la data aceea. Și le spuneam acum despre care dintre ei aș vrea să pune mai mult accent. Și am zis, cum adică există așa ceva? Și am zis, da, există. Și m-am uitat la ei și am zis, părinți, avem iezuiți în șifonierele noastre. Unde avem hainele lumii. Aceia sunt cei mai periculoși iezuiți. Acesta este cel mai periculos ecumenism. Avem astfel de spirit, o astfel de mișcare ecumenică în fiecare zi când stăm la televizor și privim toate prostiile lumii acestea. Aceea este o altă mișcare ecumenică. Și în loc de a ne petrece timpul discutând despre mișcările ecumenice care au loc între biserică,
biserici ar trebui să realizăm că întâi mișcările ecumenici au avut loc la noi, acasă, împreună cu copiii noștri, jucându-ne jocuri pe calculator, uitându-ne la prostiile de la televizor, haiu, muzica lumii și toate lucrurile acestea ne vor conduce în cele din urmă în aceeași direcție. Ne vor conduce în cele din urmă sub aceeași umbrelă. Și am zis, frații mei, avem iezuiți în frigiderile noastre, bere fără alcool, Red Bull și alte energii și tot felul de nume pe care le cunosc sau nu le cunosc. Aceștia sunt cei mai puternici iezuiți și aceasta este cea mai puternică mișcare ecumenică ascunsă, pentru că în cele din urmă ne va conduce în același loc. Și în timp ce noi n-am putea să ne batem cu pumnul în piept, că noi suntem adventiști și că avem sabatul într-o bună zi, frații mei, și timpul acesta nu este departe, într-o bună zi ne vom uni cu acea parte a icebergului exterior. Mă înțelegeți ce vă spun? De aceea, dimineața aceasta, când ne vom uita la acest pasaj, noi trebuie să cerem, Doamne, nu mă lăsa atât de mult să privesc ceea ce se vede doar, ci ajută-mă să înțeleg lupta ascunsă care se dă pentru sufletul meu. Doamne, ajută-mă să înțeleg care sunt acele principii ale nelegiuirii pe care Tu nu dorești să le vezi în viața mea. Amin, frații mei? Ia uitați ce spune cartea Apocalipsei, capitolul 17. Priviți ce spune Biblia aici, în Apocalipsa, capitolul 17. Vrem să citim de la versetul 1. Ia uitați ce spune Biblia. Apoi unul dintre cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Versetul 2. Cu ea, cu această curvă, au curvit împărații pământului. Și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în Duhul într-un pustiu. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, spune Biblia, și avea șapte capete și 10, cum spune Biblia, și 10 coarne. Haideți să ne oprim puțin. Ar să ne punem o primă întrebare, frații mei. Deci în pasajul acesta avem descris o putere foarte cunoscută pentru noi ca adventiști de ziua șaptea. Puterea aceasta prezentată aici în Apocalipsa capitolul 17 nu este nimeni alta decât papalitatea sau sistemul romano-catolic. Ar vrea să ne punem prima această întrebare. Ce reprezintă o femeie, în cazul acesta o curvă, în cuvântul lui Dumnezeu, în profeția biblică? Ce reprezintă o femeie în profeția biblică? Biserică. Reprezintă o biserică. Haideți să deschidem Biblia în Efeseni la capitolul 5. Țineți mâna acolo în Apocalipsa capitolul 17. Efeseni, capitolul 5, și am vrea să citim de aici, de la versetul 25. Efeseni, capitolul 5, și vrem să citim de la versetul 25. Dacă se poate, aș vrea să văd ceasul acela care era în spate, ca să nu depășim timpul alocat. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 25. Ia uitați ce spune Biblia aici. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos pe cine? Biserica. Atenție! Și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Deci observați, bărbaților, iubiți-vă ce? Nevestele cum a iubit cine? Hristos ce? Biserica. Deci bărbatul este exemplificat prin lucrarea lui Hristos, iar femeia este un simbol al bisericii. Ia uitați ce spune Biblia de la versetul 31 și 32. Efeseni 5, versetul 31 și versetul 32. Biblia ne spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre ce, frații mei? Și despre biserică. Deci unirea aceasta a bărbatului cu femeia, soț și soție, este o reprezentare a unirii cui? Lui Hristos cu ce? Cu biserica. Deci femeia, în profeția biblică, este un simbol al cui? Al bisericii. Dar în Apocalipsa, capitolul 17, am citit noi,
Biblia prezintă nu o femeie curată. Deci în cazul acesta, nu o biserică curată, ci Biblia prezintă o curvă. Adică o biserică de care apostaziată, o biserică care nu merge după soțul adevărat care ar trebui să fie Hristos. Ea rup legământul cu Dumnezeu și Biblia o numește o curvă. Deci în Apocalipsa, capitolul 17, Biblia prezintă o curvă, o biserică apostaziată. Cine este această biserică pe care o prezintă cartea Apocalipsei? Mergem din nou în Apocalips, capitolul 17. Ia uitați ce spune Biblia aici. Apocalipsa, capitolul 17, și am vrea să citim împreună mai departe. Haideți să citim împreună versetul 3. Ia uitați ce spune Biblia, versetul 3. Și m-a dus în Duhul, într-un pustiu, și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie. Deci această femeie, această biserică apostaziată, ea șade pe o fiară. Acum vreau să vă pun o întrebare, frații mei. Câți dintre dumneavoastră ați văzut vreodată pe un om călare? Ați văzut vreodată pe un om călare? Da. Vreau să vă întreb. Când noi vedem pe cineva călărind un cal, un măgar, o cămină, cine conduce calul? Calul conduce călărețul sau călărețul este cel care conduce calul? Ajutați-mă! Călărețul este cel care conduce calul. În cazul acesta, Biblia prezintă această femeie, această biserică apostaziată care șade pe o fiară. Deci această biserică este cea care ghidează fiara aceasta oriunde dorește biserica să meargă. Acum întrebarea este, ce reprezintă o fiară în profeția biblică? Frații mei, suntem de dimineață, dar v-am spus săptămâna aceasta n-avem de gând să dormim. Dacă de dimineață am început așa, gândiți-vă ce va fi pe parcursul zilei. Slavă Domnului. Suntem aici să studiem, frații mei. Nu suntem aici să pierdem timpul. Amin. Pierdem timpul suficient în comunitățile noastre. Pierdem timpul suficient în familiile noastre. Suntem aici, s-ar putea să fie poate ultima tabără pe care s-ar putea să o avem în viața noastră. Amin. Noi nu știm ce se poate întâmpla, frații mei. Dar Dumnezeu dorește ca noi să fim salvați. Amin? Amin. Ce reprezintă o fiară în profeția biblică? Ce reprezintă o fiară? Împărăție. O fiară reprezintă o împărăție. Daniel, capitolul 7, versetul 23, Biblia ne spune lucrul acesta. O fiară în profeția biblică reprezintă o putere politică. Deci dacă avem o femeie care șade pe o fiară, asta înseamnă că avem o biserică care este în controlul unei puteri politice. Avem o unire a bisericii cu ce? Cu statul. Avem o biserică care controlează puterea politică și care plimbă această putere politică oriunde dorește biserica. Câți ați înțeles lucrul acesta până aici? Ați înțeles lucrul acesta? Am haideți să mergem mai departe. Biblia ne spune, frații mei, că această putere are nume de bulă. Are nume de hulă. Ce reprezintă hula în profeția biblică? Vreau să vă notați, pentru că nu vom deschide aceste versete, mergem repede într-o altă direcție. În primul rând, notați-vă lucrul acesta. Hula în profeția biblică reprezintă pretenția unui om de a spune că poate ierta păcatele oamenilor. Marcu 2, de la versetul 5 la versetul 7, Luca 5 cu versetul 21. Haideți totuși să citim versetul acesta. Luca. Haideți să citim. Luca. Vom citi doar un verset. Luca, capitolul 5. Ia uitați ce spune Biblia aici. Luca. Ce reprezintă hula în profeții? Luca, capitolul 5, de la versetul 20 și versetul 21. Ia uitați ce spune Scriptura aici. Când a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele sunt cum? Iertate! Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte ce? Păcatele decât numai singur cine? Dumnezeu. Deci când Iisus a spus păcatele sunt iertate, l-au acuzat pe Iisus că ce face, frații mei?
Hulește. Deci o primă definiție a hulei este pretenția cuiva, pretenția unui om care susține că poate să ierte ce? Păcatele. Dar Iisus poate să ierte păcatele? Da. Da, frații mei. A doua definiție, notați-vă. A doua definiție a hulei este pretenția unui om care declară că el este Dumnezeu pe pământ. Ia uitați ce spune Biblia în Ioana, capitolul 10. Ioana, capitolul 10, de la versetul 30 la versetul 33. Ioan 10, de la versetul 30 la versetul 33. Ia uitați ce spune Biblia aici. Biblia ne spune, eu și Tatăl, una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care dintre aceste lucrări aruncați cu pietre unde? În mine. Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o... ci pentru o hulă. Ci pentru că tu care ești un om, te faci cum? Dumnezeu. Te faci Dumnezeu. Deci a doua definiție a hulei, în cazul acesta, este pretenția unui om care declară că el este cum, frații mei? Dumnezeu. Sau înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Vă aduceți aminte când Iisus a fost adus înaintea lui Ana și a lui Caiafa? Țineți minte? Când sub jurământ Iisus a fost rugat să spună dacă El este Hristosul Fiului Dumnezeu? Și Iisus ce a zis? Da, sunt. Care a fost strigătul rostit de cărturari și farisei imediat? A, hulii, ce nevoie mai avem de martor, frate? Am avut să punem aceste lucruri împreună. Ce am zis că reprezintă o femeie în Biblie? O biserică. Dar acolo avem descrisă o ce? O curvă, adică o biserică apostaziată. Apoi Biblia ne spune că această biserică apostaziată șade pe o fiară. O fiară reprezintă o putere politică. Deci avem o unire a bisericii cu statul, dar având biserica în control. Pentru că femeia conduce fiară, da? Avem această unire, dar această unire a bisericii cu statul, cu biserica în conducere, are nume de hulă. Pretinde că iartă păcatele oamenilor și pretinde că este Dumnezeu aici, jos pe pământ. Oare cine ar putea să fie, frații mei? Oare cine ar putea să fie această putere? Poate nu este clar. Apocalipsa, capitolul 17. Ia uitați ce spune Biblia. Apocalipsa, capitolul 17, vrem să citim versetul 1. Ia uitați ce spune Biblia aici. Apocalipsa 17, versetul 1. Priviți ce spune Biblia. Unul dintre cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potiri, a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei cele mari, care șade pe ape mari. Deci această unire a bisericii cu statul, care pretinde că iartă păcatele, declară că este Dumnezeu pe pământ, ea șade pe ape mari. Ia uitați-vă în Ezechiel, capitolul 28. Azi vedem ce înseamnă expresia aceasta a ședea pe ape mari. Încă o dată. Ezechiel, capitolul 28. Ia uitați ce spune Biblia aici. Ezechiel, capitolul 28. Ezechiel, 28. Vrem să citim de aici, de la versetul 1 și versetul 2. Ce reprezintă această expresie a ședea pe ape mari? Ia uitați ce spune Biblia. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului Tirului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor. Măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu. Măcar că îți dai ifose ca și când ai fi cum? Dumnezeu. Deci observați expresia aceasta, a ședea pe ape, a ședea în mijlocul mărilor, reprezintă pretenția cuiva care își dă ifose că este cine? Dumnezeu. Ama, ca studenții profeției biblice, știu că ați studiat măcar o dată. Ce reprezintă apele în profeție? Ce reprezintă apele în profeția biblică? Nu, roade, roate, neamuri și limbi. Apocalipsa 17:15. Deci această unire,
a bisericii cu statul, această biserică care pretinde că iartă păcatele, care declară că este Dumnezeu pe pământul acesta, frații mei, iar are controlul națiunilor pământului. Ați văzut cu acesta în ultima vreme? Ați văzut cum diferiții președinței lumii vin și se pleacă înaintea acestei puteri? Biblia ne spune, frații mei, că această putere conduce toate națiunile pământului, fie pe față, fie pe ascuns, ea este cea care conduce națiunile pământului și le va conduce în cele din urmă în direcția în care ea dorește. Și Statele Unite ale Americii va ajuta foarte mult pentru ca rana de moarte a papalității să fie vindecată. Dar lucrul acesta noi deja îl cunoaștem. Câți dintre noastre ați înțeles clar, frații mei, că în Apocalipsa 17 vorbim despre sistemul romano-catolic? Ați înțeles lucrul acesta? Am vreau să vă întreb, frații mei, vreau să vă întreb. Pe cine copie Biserica Romano-Catolică în încercarea ei de a primi închinarea care aparține lui Dumnezeu? Ajutați-mă! Pe cine copie? Al cui plan îl continuă Biserica Romano-Catolică în dorința ei de a primi acea închinare care îi aparține doar lui Dumnezeu? A cui agenda o continuă Biserica Romano-Catolică? Agenda lui Lucifer. Aceasta a fost dorința lui Satan. Isaia capitolul 14. Ia uitați ce spune Biblia în Isaia 14. Isaia capitolul 14. Deci cu alte cuvinte, iubiții mei, frați, ascultați-mă cu atenție. Dacă noi vom ajunge, m-auziți? Dacă noi vom ajunge să ne închinăm acestei fiare, să primim principiile ei, să primim sfaturile ei, să primim doctrinele ei, să primim învățăturile ei. Cui ne închinăm noi de fapt, frații mei? Cui ne vom închina noi de fapt, primind această agenda a papalității? Cui ne vom închina, frații mei? Ne vom închina de fapt lui Lucifer. Ne vom închina de fapt lui Satan. Și Dumnezeu ne-a încredințat un mesaj care să ne avertizați lumea. Știți că în ultima vreme noi nu mai predicăm despre lucrul acesta. Știți, frații, noi nu mai predicăm. Evanghelizările noastre se aseamănă din ce în ce mai mult cu evanghelizările baptiștilor. Evanghelizările noastre se aseamănă din ce în ce mai mult cu evanghelizările pentecostalilor. Și noi am pus un fermoar la gură pentru a nu aduce persecuția înainte de vreme, zicem noi. O, frații mei, deja persecuția este în fața noastră. Lumea este coaptă pentru a se închina acestei puteri. Dar Domnul spune, voi aveți un mesaj pe care trebuie să-l proclamați lumii. Pentru că dacă lumea se închină înainte acestei puteri, de fapt se va închina cui, frații mei? Cui se va închina, frații mei? Satan. Se va închina lui Lucifer, se va închina lui Satan. Pentru că papalitatea nu face nimic altceva decât să continue agenda lui Lucifer începută în cer. El va conduce papalitatea, va conduce lumea într-o nouă ordine mondială. Ați auzit de termenul acesta? Dacă ați uitat, uitați-vă pe bagnota de un dolar. Încă de la bun început, cei care au intrat în America au spus Novus Ordinum Secularum. O nouă ordine mondială. Și această putere va conduce toate Națiunile Unite în direcția aceasta. Dar nu este decât o agendă veche. Pentru că Lucifer a fost cel care a început această lucrare întâi unde? Sus, în cerul, frații mei. Isaia la capitolul 14. Ia uitați ce spune Biblia. Isaia la capitolul 14 și am vrea să citim împreună de la versetul 12. Primiți ce spune Biblia aici. De la versetul 12, Biblia ne prezintă care era agenda lui Lucifer în cerul, frații mei. Dar aceeași agenda o continuă cine? O continuă cine, frații mei, pe pământ? Fiți foarte atenți și vă spun acum, ascultați-mă, cea mai importantă parte a mesajului în ocazia aceasta. O continuă icebergul vizibil, da, Biserica Romano-Catolică. Dar din nefericire o continuă și întreaga lume. Și este posibil să o continui eu și cu tine. Aceleași principii ale marii lupte de sus din ceruri pot să fie aduse în viața mea și în viața ta. Și fără să ne dăm seama, chiar în numele lui Iisus să mă închin celui rău. Ia uitați ce spune Biblia în Isaia 14. De la versetul 12, Biblia ne spune.
Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai unde, frații mei? În inima ta. Mă voi sui unde? În cer. Pauză. Ia uitați-vă cu atenție. De unde a fost aruncat Lucifer conform Bibliei? De unde spune Biblia că a fost aruncat? Din cer. Din cer. Deci el, dacă a fost aruncat din cer, asta înseamnă că el se afla unde? În cer. Se afla unde? În cer. Dar deși era în cer, Biblia ne spune, el zicea în inima lui, mă voi sui în cer. El era în cer. Dar el își dorea un alt cer. Există mai multe ceruri? Da. În Biblie? Câte ceruri prezintă Biblia, frații mei? Trei ceruri. Iar cerul acesta pe care și-l dorea Lucifer era însăși prezența lui Dumnezeu. Era însăși tronul lui Dumnezeu. Mă voi sui în cer. Era dorința lui Lucifer. Și zicea lucrul acesta unde, frații mei? Unde? În inima lui. În inima lui. Acum, frații mei, vreau să vă întreb. Câți dintre noastre sunteți de acord cu mine că Lucifer dorea să aibă poziția lui Dumnezeu? Credeți lucrul acesta? Ia uitați-vă la această expresie, încă o dată, versetul 13. Uitați-vă cu atenție. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în unde? În cer. Puneți mâna în Isaia 14. Puneți mâna în Isaia 14. Mergeți cu mine în Romana, capitolul 10. Ia uitați ce spune Biblia acolo. Azi vedem ce înseamnă această expresie, mă voi sui în cer. Asta zicea Lucifer în inima lui. Romani, capitolul 10. Romani, capitolul 10. Vrem să citim împreună Romani, capitolul 10, de la versetul 6. Ia uitați ce spune Biblia aici. Faptele Apostolilor. Romani. Romani, capitolul 10. Priviți ce spune Sfânta Scriptură aici. Mă voi sui în cer. Ia uitați-vă, fraților. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta cine se va sui unde? În cer. Adică, cum spune Biblia în paranteză? Să coboare pe Hristos de unde? Din cer. Deci când Lucifer spunea în inima lui, mă voi sui în cer, el de fapt ce dorea? Să-l ia pe Iisus și să-i facă vânt de pe scaunul lui de domnie. Satan a zis, eu nu mai am nevoie de Hristos. Și aceasta era agenda celui rău, frații mei. Iubiții mei, frați și surori, vă spuneam despre icebergul acela nevăzut, dar vreau să te întreb pe tine și pe mine dimineața aceasta. Mai este Hristos aici, în inima noastră? Mai este Hristos în inima noastră? Sau am început și noi să procedăm ca Biserica Romano-Catolică, crezând că prin puterea noastră omenească putem să ajungem la mântuire? Satan din cer a zis, nu este nevoie de Hristos. De ce să ne închinăm lui Iisus? Îl voi pogărâ pe Hristos și în locul lui mă voi pune eu. Bătălia sus în ceruri a fost cu privire la închinare, frații mei. Cine să primească închinare? Isaia 14, ia uita ce spune Biblia aici. Isaia 14, încă o dată citim versetul 13 și versetul 14. Acum fiți atenți. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noapte. Acum, vreau să fiți atenți, iubiți frați. Deci Satan spune, eu îmi voi lua scaunul meu de domnie și îl voi pune în ce parte a ceului? În partea de miază noapte. Eu îmi voi da pe Iisus la o parte, principiile Lui, neprihănirea Lui, închinarea adevărată, eu vreau să o dau la o parte și în ceruri vreau să-mi pun scaunul meu de domnie. În partea de la miază noapte. Ia să ne ce era la miază noapte? Psalmul 48. Azi vedem ce era în partea de la miază noapte? De ce partea de la miază noapte o dorea Satan? Ia uitați-vă. Psalmul 48. Vrem să citim de aici versetul 1 și versetul 2. Ia uitați ce spune Sfânta Scriptură. Lucifer își dorea partea de la miază noapte. De ce partea de la miază noapte? Atenție, versetul 1 și 2.
Mare este Domnul, lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Atenție! Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului în partea de miază noapte. Este ce? Cetatea Marului Împărat. De ce se afla în partea de la miază noapte, frații mei? Era cetatea lui Dumnezeu. Era tronul lui Dumnezeu și Satan a spus, eu vreau partea aceea. Eu vreau să mi se aducă închinare mie. Am vrut să fiți foarte atenți. Am aici tablă. Uitați-vă cu atenție. Deci ce parte și-a dorit Lucifer sus în cer? Ce poate și-a dorit Lucifer sus în cerul? Partea de la ce? De la miază noapte. Acum, partea aceasta de la miază noapte, iubiți mine, frați și surori, am zis că acolo era muntele lui Dumnezeu. Da? Acolo Biblia ne spune că este Sionul. Așa numește Biblia în Psalmul 48. Acolo este cetatea, da? Cetatea Marelui Împărat. Dar aș vrea să vă notați, nu doar că era muntele Sionului, cetatea Marelui Împărat era biserica lui Dumnezeu de sus din cer. Cum adică, frate Andrei, sus în cer Dumnezeu are o biserică? Da. Da, frații. Sus în ceruri, în locul acela, era adunarea de sărbătoare, adunarea de închinare a îngerilor, era biserica lui Dumnezeu din ceruri. Și Satan a spus, îmi vreau să-mi aduc tronul meu, unde? În biserica din ceruri. Și în biserica din ceruri să nu se mai închine lui Isus, să nu se mai aibă în vedere închinarea adevărată, ci să se aibă în vedere închinarea falsă în ceruri. Unde scrie frate Andrei că sus în cerul Dumnezeu are o biserică? Evrei, capitolul 12. Ia uita ce spune Biblia aici. Evrei, capitolul 12. Priviți ce spune Biblia. Evrei, capitolul 12. Haideți să arătăm clar că sus în cerul Dumnezeu are o biserică. Ce spune rugăciunea Tatăl nostru? Facă-se voia... Facă-se voia ta. Precum în... Ajutați-mă, precum unde? În cer. Precum în cer, așa și pe... Nu să fiți foarte atenți, frații mei, ce vă spun acum. Ascultați-mă cu atenție. Niciodată, biserica lui Dumnezeu din cer nu se va schimba după biserica noastră pe pământ. Amin. Am o dată spun. Niciodată, principiile bisericii lui Dumnezeu din ceruri nu se vor schimba după biserica noastră de pe pământ. Niciodată. Dacă noi vrem să ajungem în ceruri, va trebui să ne conformăm principiilor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le are în biserica sa din ceruri. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Domnul spune cum ne închinăm în ceruri. Vreau să vă închinați pe pământ. Aceleași standarde din ceruri. Vreau să le aveți jos pe pământ. Amin. Aceleași principii ale închinării din ceruri. Vreau să le aveți jos pe pământ. Amin. Amin. Ia uitați ce spune Evrei la capitolul 12. Hai să vedem că e o biserică în ceruri. Fiți atenți ce spune Biblia. Apropo, vreau să vă întreb. Studenții profeției. Fiți atenți, frații. În Evrei, în Apocalipsa 12, cum? Biblia spune, în cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare și cu luna sub picioare. Unde era văzută femeia aceasta, frații mei? În cer. Femeia aceasta care în Apocalipsa 12 este biserica adevărată, își are originea în cer. Amin. Acolo și are originea biserica Dumnezeu. Biserica Adventistă de ziua șaptea. Ascultați-mă ce vă spun. Biserica Adventistă de ziua șaptea este plantată, dacă ați auzit de plantare de biserici, este plantată după principiile Bisericii Dumnezeu din cer. Sau mai bine zis, poate să vă spun un lucru, conferința generală, a conferinței generale de pe pământ, din Biserica Adventistă, este sus în cer. Adevărata conducere, capul bisericii este sus în ceruri. Și că noi, frații mei, deviem de la reconduce după principiile bisericii din ceruri, iubiții mei frați. Vreau să vă spun. În momentul acela, l-am lăsat pe Satan să-și pună tronul său aici pe pământ. Chiar în biserica lui Dumnezeu. Ia uitați ce spune Biblia în Evrei la capitolul 12.
Evrei 12, de la versetul 22. Fiți atenți ce spune Biblia aici. Evrei 12, de la versetul 22. Ci v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea de... Cum este numit locul? Cum se numește acest... Noi când mergem în sabat, zicem, mergem unde? La biserică sau la adunare? Cum ziceam noi când eram? Că mergem la adunare, nu așa ziceam? Mi-aduc aminte de când eram. Mergem la adunare. Iar Biblia numește cerul, Ierusalimul ceresc, adunarea de sărbătoarea cui? A îngerilor, atenție! De biserica celor întâi născuți, care sunt scriși unde? Iubiții mei, frați, are Dumnezeu o biserică în cer? Da sau nu? Da. Are Dumnezeu o biserică sus în cer? Da, frații mei. Și în biserica aceasta de sus din ceruri, în partea de miază noapte, Satan a spus, îmi voi pune tronul meu. Îmi voi pune scaunul meu de domnie. Îmi voi pune principiile mele. Îl voi da pe Iisus Hristos la o parte. Dar nu i-a reușit în cer. Nu i-a reușit în cer, frații mei. Și Biblia ne spune că doar a treia parte din Îngerul Cerului a fost înșelat de el. Am fi foarte atenți ce vă spun în cheie. Ceea ce Lucifer n-a reușit în cerul, frații mei, el se va lupta cu toată puterea să facă jos pe pământ. Ascultați-mă cu atenție. Ceea ce Lucifer n-a reușit în cerul, el se va lupta să facă unde, am zis eu? Jos pe pământ. Și nu vreau să vă gândiți departe, ci aș vrea să vă gândiți la experiența dumneavoastră cu Dumnezeu. Lucifer va aduce aceleași planuri aici pe pământ. Și nu uitați ce vă spun. Am spus, Biserica Romano-Catolică nu face nimic altceva decât să continue planurile lui Lucifer. Închinarea falsă. Acesta este icebergul care se vede. Dar o să vă întreb, frații mei, câți oameni care nu sunt în Biserica Romano-Catolică ca membri se închină într-un fel care nu are nimic de a face cu închinarea lui Dumnezeu din cer. Partea invizibilă a izbelor. Partea invizibilă a majoritate. Și când oamenii adoptă aceste principii ale nelegiuirii, ale închinării false, cui se închină ei de fapt? Lui Satan. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. E posibil ca noi să fim în biserica adventistă? În biserica lui Dumnezeu? Dar îmbrățișind aceste principii false ale închinării și să nu mai dăm ascultare unei așa zice Domnul, noi să ne închinăm în biserica lui Dumnezeu de fapt celui rău? Da, frații mei. Iar Lucifer își dorește foarte mult ce, frații mei? Ce parte? Ce parte, frații mei? De la miază noapte. Am desenat aici o imagine a sanctuarului. Știe toată lumea? Câți dintre noi ați studiat sanctuarul măcar o dată? Ați studiat sanctuarul măcar o dată? Vreau ca să vă arăt ceva. Iată, aici avem sanctuarul. Iar sanctuarul avea, în mare parte, trei încăperi. Trei încăperi. În primul rând, aveam încăperea aceasta care se numea curtea, da? Unde aveam altarul pentru jertfe și unde avem lichianul cu apă. Sunteți de acord? Curtea, da? Apoi avem o altă încăpere care se numește cum, frații mei? Sfânta, da? Și apoi avem o altă încăpere care se numește cum, frații mei? Sfânta acum. Sfânta Sfintelor, iubiții mei, frați. Ei, aici este sanctuarul lui Dumnezeu. Am putea să înțelegem, iubiți frați, aici este descris planul de mântuire pentru salvarea mea și pentru salvarea ta. Și când noi ne uităm la acel sanctuar, noi nu trebuie să ne aducem aminte doar de jertfe și atât, ci vreau ca să desenez acum, să înțelegeți un lucru foarte important. Prin sanctuar, Dumnezeu a arătat lucrarea care vrea să o facă în inima omului. Și știți care este lucrarea, care este strigătul care iese din sanctuar, frații mei? Mesajul central al sanctuarului. Care strigă Dumnezeu în sanctuar? Temeți-vă de Dumnezeu. Și dați-i slavă. Psalmul 29 cu versetul 9. Ia uitați ce spune Biblia. Azi vrem care este mesajul central al sanctuarului. Care este învățătura care iese din sanctuar. Psalmul 29. Și am vrea să citim de aici, de la versetul 9. Fiți atenți ce spune Biblia. Psalmul 29, de la versetul 9. Priviți ce spune Sfânta Scriptură aici. Psalmul 29, de la versetul 9. Biblia ne spune asta. Atenție! Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile.
în locașul lui, atenție frații mei, ce spune Biblia mai departe? În locașul lui totul strigă ce? Slavă. Deci orice lucru care era în sanctuar, în curte, în sfânta, în sfânta sfintelor, striga ce? Slavă. Ce reprezintă slava? Caracterul Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, mesajul central al sanctuarului, frații mei, este acesta. Știți care este mesajul central al sanctuarului? Este biruința asupra păcatului. Ăsta e mesajul care iese din sanctuar. Domnul ne cheamă să biruim păcatul. Dar la sfârșit, ca și în vechime, Biblia ne spune că vom vedea o imagine tristă. Vom vedea pe așa numiții copii ai lui Dumnezeu închinându-se cu fața la soare și cu spatele întors spre sanctuarul lui Dumnezeu. Cum, Doamne? Da, frații mei. În momentul în care noi respingem mesajul sanctuarului, dar noi avem mesajul sanctuarului, noi studiem lecțiuni despre sanctuar. Așa este, frații mei. Când noi respingem mesajul central al sanctuarului, care este biruința asupra păcatului, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Noi ne pregătim. Noi ne antrenăm. Noi ne facem să primim semnul fiarului. M-auziți, frații mei? Asta este imaginea pe care noi vrem în timpul nostru. Și Dumnezeu este disperat ca să ne conducă, ca noi să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Ce parte și-a dorit Satan sus în ceruri? Ajutați-mă! Ce parte și-a dorit Satan sus în ceruri? Partea de la miază întrebare. Oare în planul lui Dumnezeu de mântuire care era arătat în sanctuar, ce obiect se afla în partea de la miază noapte? Ce obiect se afla în partea de la miază noapte, frații mei, în sanctuar, pe care Satan vrea să-l ocupe și să-și pună tronul lui acolo? Și dacă și-a pus tronul lui, frații mei, el a câștigat. Știți ce se afla pus în sanctuar în partea de la miază noapte? Era masa cu pâine. Masa cu pâine. Exod, capitolul 40. Ia uitați ce spune Scriptura. Hai să ne uităm ce spune Sfânta Scriptura aici. Exod, capitolul 40. Ia uitați ce spune Scriptura. Exod, capitolul 40. Și vrem să citim de la versetul 22. Ia uitați-vă. Pentru cei care luați notițe, vreau să vă notați Hristos, Lumina Lumii, pagina 162. Hristos, Lumina Lumii, pagina 162. Unde Ellen White spune că serviciile sanctuarului, templul a fost oferit pentru a arăta lucrarea care Dumnezeu vrea să o facă în inimă. Țineți minte când Iisus a făcut curățenie în templu? Vă aduceți aminte? Știți ce spune ea? El zice, curățirea templului era o imagine a lucrării lui Iisus care vrea să curățe inima omului de păcat. Asta era scopul sanctuarului, frații mei. De la început, când Dumnezeu a dat un sanctuar, a fost pentru a-l curăți pe om de păcat. Nu să sară sus, să vadă din palme la adunare, frații mei. Nu, frații mei. De la început, scopul sanctuarului, tot ce era în sanctuar, pereții, tot, mobila, muzica, tot, era ca să-i dăm slavă lui Dumnezeu, să biruim păcatul. Astăzi, oamenii vin la adunare ca să mănânce. Oamenii vin la adunare ca în Italia să facă paste și pizza în ziua sâmbătă. Oamenii vin la adunare ca să cânte și să aplaude și să facă parada modei. Oamenii și-au pierdut motivul pentru care ei vin în biserica lui Dumnezeu. Domnul spune, fiule, dă inima ta. Eu vreau să-ți curăț inima, de-aia vin la adunare. Eu vreau ca tu să-mi dai slavă. De ce? Pentru că se apropie momentul închinării la soare. Biserica romano-catolică va impune semnul ei. Și dacă ai același spirit, dacă tronul lui Satan este în inima ta, te vei închina chiar dacă mergi în ziua sabat. Iubiții mei, frați și surori, masa cu pâine se afla în partea de la miază noapte. Ia uitați-vă ce spune Exod, capitolul 40. De la versetul 22. Încheiem. Așezat masa în cortul întâlnirii. În partea de, ajutați-mă. Unde, frații mei? În partea de miază noaptea cortului, din coace de pe deaua din lăuntru. Deci unde se afla masa cu pâine? În ce parte, frații mei? În partea de miază noapte. Întrebare. Ce reprezintă pâinea în cuvântul lui Dumnezeu?
cuvântul lui Dumnezeu, frații. Știți ce spune Satan? Eu n-am reușit sus în cer. Dar dacă eu reușesc pe pământ, ca în biserică, în familie voastră, în viața voastră personală, să iau cuvântul, eu îmi voi pune tronul meu în inima voastră. Dacă eu reușesc să-i jefuiesc pe oameni de cuvântul lui Dumnezeu, dacă eu reușesc să le iau Biblie, să le pun în mână telefoane, dacă eu reușesc să le iau Biblie, să le pun în mână tablete, dacă eu reușesc să le iau Biblie și să le dau jocuri, dacă eu reușesc să le iau Biblie, să le dau filme, reviste, discuții, dacă eu reușesc să le iau Biblia din mână, am reușit. Și când va veni acel moment, fiara din afară se va uni, frații mei, cu fiara aceasta de aici, dinăuntru, firea pământească. Și frații mei, iubiții mei, frați și surori, mult timp nu mai este. Dacă eu reușesc să dau Biblia la o parte și spiritul profetic să dau la o parte și să înlocuiesc cu fabule, cu povești, cu învățături omenești, cu cărți care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Tinerii studiază spre curtenie, căsătorie. Am citit o carte, am cumpărat-o de unde? Aici scrie că avem voie să ne sărutăm înainte de căsătorie. Aici Biblia ne spune că aici ne spune că nu e nicio problemă, trebuie să vedem dacă ne vedem, dacă putem să ne potrivim. Și ia uite cine scrie! Oamenii sunt înșelați. Satan știe dacă poate da căminul adventist la o parte, dacă poate da educația la o parte, dacă poate da principiile fundamentale educației creștine, frații mei, școlile noastre vor fi într-un dezastru total și noi nu putem să ajungem în cer. Aceasta este bătălia care se dă în inima noastră și nu îndepărtează Biserica Romano-Catolică Cuvântul lui Dumnezeu. Da sau nu, frații? Putem și noi să ne îndepărtăm în viața noastră. Iubiții mei, frați, în dimineața aceasta aș vrea să vă gândiți. Cine ocupă locul acesta în inima noastră? Este masa cu voi? Este cuvântul lui Dumnezeu? Este Sfânta Scriptură? Iubești tu să stai în prezența cuvântului Dumnezeu? Când citim Biblia, ne uităm, stăm la predică și după ce ascultăm cuvântul Dumnezeu, trebuie să mergem neapărat la toaletă, pentru că nu mai putem. Ne uităm la The Lord of the Rings, nu? Ne uităm la toate producțiile acestea ale celui rău și poate să dureze o zi întreagă și dacă trebuie să mă duc la toaletă, mai bine îmi plesnește vezica urinară decât să pierd secvența. Frații mei, eu acolo am fost cândva. Și nu aș vrea ca tinerii noștri să fie în locul acesta. Noi trebuie să-i aduce pe tinerii în contact cu Cuvântul Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu este dulce, frații mei. Este dulce. Amin? Undeva în Argentina m-a impresionat atât de mult istoria aceasta. Într-o biserică oamenii se închinau. Era într-un timp când oamenii se închinau în ascuns. Și au intrat niște oameni înarmați cu niște cagule pe față. Au intrat în sală. Și au spus așa. Toți aceia care doresc să rămână în viață, în ocazia aceasta de închinare, veți fi rugați să faceți un lucru. Au luat o scriptură din sală, au luat o Biblie și au pus-o undeva jos în mijlocul sării și au spus, fiecare care vrea să trăiască, va trece prin fața Bibliei, o va scuipa, va blestema numele lui Iisus și apoi poate să iasă afară din sală. Păstrându-și viața. Zală s-a aflat mulți oameni. Și a ieșit în față unul dintre oameni, locul acela, un om mai în vârstă. Ochii lacrimi s-a apropiat pe genunchi de Biblie. A luat Biblia scuipată. A blestemat pe Iisus. Și a ieșit afară. A venit a doua persoană. A luat Sfânta Scriptură, a scuipat-o din nou. A blestemat pe Iisus și a ieșit afară. Unul după altul, oamenii au început să continue același lucru. Deși se afla în biserică. În sală se afla o fetiță de 7 ani. Și când a văzut ceea ce se întâmplă, a pășit înaintea oamenilor care ieșeau să scuipe. S-a plecat în fața Bibliei, a luat Biblia în mâna ei și a început să plângă cu lacrimi în ochi, a început să spună, O Iisus, O Iisus, ce au făcut oamenii din cuvântul Tău?
Și a început să șteargă cu rochița aia, a început să șteargă Biblia care era scripată. La Biblia și a spus, binecuvântat să fie numele lui Iisus Hristos. În momentul în care a rostit aceste cuvinte, arma s-a descărcat și fetița a făcut ucesă. 7 ani și 8. Pentru că ea n-a suportat gândul ca Biblia să fie scuipată, frate. O, frate Andrei, dar noi nu scuipăm Biblia. Oare? Noi avem metode mai moderne. Calculator. Facebook. Interesant. Facebook! Știți cum se traduce la noi? Cum se traduce Facebook, frații mei? Cu fața în carte! Facebook, fața în carte! Și în loc să stăm cu fața în carte aici, noi stăm în Facebook! Mă întreb, oare de ce Satan se folosește de astfel de mijloace pentru a ne pune deoparte de Cuvântul lui Dumnezeu? Iubiții mei, frați și surori, în această dimineață eu aș vrea ca Iisus să fie aici. Eu vreau ca locul acesta să fie ocupat de Iisus, de nimic acela. Câți dintre dumneavoastră doriți lucrul acesta? Câți ați doriți să spună, Doamne, eu vreau ca Tu să fii în inima mea, în sanctuarul inimii mele, în familia mea. Eu vreau ca cuvântul Tău să fie mai presus de orice. Doriți lucrul acesta?